Regimul militar din Myanmar se confruntă cu o opoziție tot mai mare din partea populației la doar câteva zile după ce a dat jos de la putere conducerea aleasă prin vot. Proteste au fost organizate simultan în mai multe zone ale orașului Yangon, cel mai mare din țară. La ele au luat parte și angajații mai multor fabrici, precum și mulți studenți. Pentru a ține protestele sub control, armata a izolat și mai multe zone și a oprit operațiunile platformelor Twitter și Instagram după ce zilele trecute luase aceeași decizie cu privire la Facebook. Ulterior a tăiat și conexiunea la internet pentru cea mai mare parte a țării. Sute de oameni au ieșit pe străzile din Yangon, cel mai mare oraș din Myanmar, pentru a-și arăta opoziția față de regimul militar. Oamenii au scandat sloganuri precum dictatura militară, eșec, eșec sau democrația, victorie, victorie. Unii protestatari au avut și pancarte cu mesajul contra dictaturii militare. Ca reacție la proteste, armata din Myanmar a interzis funcționarea platformelor Twitter și Instagram și a tăiat internetul din nou. Chiar și așa, oamenii au continuat să se adune pe străzi. La proteste au participat și muncitori din mai multe fabrici, precum și angajații ai spitalelor și sute de studenți. Mulți protestatari s-au îmbrăcat în roșu, culoarea partidului care a câștigat alegerile parlamentare din noiembrie 2020. Din aceeași formațiune politică face parte și Aung San Suu Kyi, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, arestată de regimul militar. Aceasta riscă până la 2 ani de închisoare pentru import ilegal de walkie-talkie-uri. De câteva zile, populația folosește și un mod propriu de protest simbolic de rezistență. Oamenii fac mult zgomot cu ajutorul clopotelor și al ustensilelor de bucătărie. Puterea în Myanmar a fost preluată de armată în urma unei lovituri de stat. Mișcarea a fost justificată de militar prin faptul că în cadrul alegerilor parlamentare ar fi avut loc fraude electorale.